Bine ați venit, în clipul astăzi rezolvăm împreună testul 11 din testele de antrenament propuse de Minister pentru examenul de bacalaureat Profil Tehnologic. Haideți să începem cu exercițiul întâi. Arătați că 0,6 plus 0,8 împărțit la 0,7 plus 0,25 ori 4 este egal cu 1. Haideți să facem prima adunare. Avem 0,6 plus 0,8. 8 plus 6 este 14. 4 scriem, 1 reținem. 0 plus 0, 0 și cu 1, 1 și avem 1,4. Împărțit la 0,7. Aici era minus, nu era plus. Haideți să facem înmulțirea sau putem să transformăm în fracții în cazul în care vă este mai ușor. 0,25 înseamnă 25 pe 100, putem să simplificăm prin 25 și rămânem cu 1 supra 100 împărțit la 25 este 4. Ori 4 pe 1 și din fericire simplificăm 4 cu 4 și observăm că rămânem doar cu 1. La fel putem să procedăm și cu această împărțire. Pe 14 îl putem scrie ca 14 supra 10 împărțit la 7 supra 10 plus, eu nu știu de ce tot scriu plus, minus 1, să arătăm că este 1. Acum la împărțirea a două fracții, pe prima o copiem, pe a doua o înmulțim răsturnată. Și observăm că putem să simplificăm 14 cu 7 prin 7, rămâne 2, 1, 10 cu 10 prin 10, rămâne 1, 1, astfel încât din primul produs rămânem cu 2, minus 1 egal 1 și atunci, într-adevăr, 1 este egal cu 1 și e adevărat. În cazul în care nu vă descurcați cu exerciții de felul acesta, nu este nicio problemă. Puteți să-mi spuneți și vă las în comentarii clipurile unde, unde discut exact despre operații cu numere cu virgulă, operații cu fracții, numere cu radical și așa mai departe. Mergem mai departe la 2. Se consideră funcția f definită pe r cu valori r, unde f de x este 2x minus 5. Determinați numărul real a pentru care f de a minus f de 2 este egal cu 2f de 4. Și trebuie să-l aflăm pe amic. Ce trebuie voi să înțelegeți? Dacă avem f de x egal cu 2x minus 5, cum e aici, dacă eu vreau să calculez f de 5, înseamnă că în locul lui x scriu 5. Dacă eu vreau să calculez f de 10, în locul lui x scriu 10. Asta înseamnă că dacă eu am f de a, f de a cu ce va fi egal? Păi în locul lui x scriu a. Asta înseamnă că am 2a minus 5. Mai departe, acel f de 2 cum se obține? Se obține prin înlocuirea lui x cu 2. Așa că avem 2 ori 2 minus 5 și obținem 4 minus 5, adică minus 1. Iar mai departe, f de 4. Este 2 ori 4 minus 5, asta înseamnă că avem 8 minus 5 și obținem 3. Și acum înlocuim cu mare atenție F de A, apoi F de 2a și în final F de 4. Haideți să vedem ce obținem. În locul lui F de a avem 2a minus 5, minus F de 2 care este minus 1. Aveți mare grijă aici să nu pierdeți acel semn, e minus F de 2, adică minus minus 1 egal cu 2 ori F de 4, adică 2 ori 3. Acum avem 2a minus 5, minus cu minus va fi plus 1 egal cu 6. Asta înseamnă că 2a minus 5 plus 1. Avem două numere cu semne diferite. Asta înseamnă că avem minus și facem scăderea și obținem 4 egal cu 6. Îl mutăm pe 4 în partea dreaptă cu adunare și obținem 2a egal cu 6 plus 4, adică 10. Îl ducem pe 2 cu împărțire. Asta înseamnă că a-ul nostru va fi egal cu 5. Mergem mai departe la 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale, ecuația, logaritm în bază 3, din x la a doua minus 7 este egal cu 2. Acum, întotdeauna, la ecuațiile logaritmice sunt absolut esențiale condițiile de existență. Dacă avem logaritm în bază a din x, atunci cantitatea adică x trebuie să fie mai mare decât 0, iar baza trebuie să fie mai mare decât 0 și diferită de 1. În cazul nostru, cantitatea adică x la a doua minus 7. Trebuie să fie mai mare decât 0, și baza clar este mai mare decât 0 și diferită de 1 pentru că este 3. Nu rezolvăm această condiție de existență, doar o scriem și facem la final o verificare. Dar e super important la logaritm și la radical de ordin par. De exemplu, dacă am radical din a egal cu b atunci a trebuie să fie mai mare egal decât 0, dar și B-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0. La aceste exerciții aveți nevoie de condițiile de existență. Revenind, haideți să vedem cum aflăm noi x-ul de aici. Dacă avem logaritm în baza A din x egal cu B, practic trebuie să vă imaginați că logaritmul este cumva inversa funcției putere. Asta înseamnă că dacă eu vreau să-l scot pe x de aici, ca să scap de logaritm, voi avea a la puterea b. În cazul nostru, având logaritm în bază 3, din x la a doua minus 7 egal cu 2, obținem că x-ul nostru, adică cantitatea noastră, acel x la a doua minus 7, aplicând formula din dreapta, va fi egal cu baza la puterea de după egal. Adică x minus 7 la a doua este 3 la a doua. Asta înseamnă că x la a doua minus 7 este 9, îl mutăm pe 7 în partea dreaptă cu adunare și obținem că x la a doua este 16 și aveți mare grijă să nu faceți o greșeală. Dacă vrem să aflăm x-ul de aici, x-ul nu este doar 4. Aceasta este o greșeală destul de frecventă. x-ul este plus sau minus 4, pentru că și minus 4 la a doua este tot 16. Dacă nu vă dați seama de acest lucru din prima, puteți să lăsați pe 16 în partea stângă și să faceți cu delta. Nu este nicio problemă. Dacă vouă vă este mai ușor să rezolvați o ecuație de gradul al doilea, chiar și incompletă cu delta, atunci puteți să faceți rezolvarea aceasta. Nu am terminat exercițiul pentru că trebuie să mergem să facem acum verificarea în condiția de existență pe care am scris-o. Și avem așa, dacă x este 4, 4 la a doua minus 7 trebuie să fie mai mare decât 0. 4 la a doua este 16, minus 7 înseamnă 9. Clar e mai mare decât 0. Și dacă x este minus 4, minus 4 totul la a doua minus 7 mai mare decât 0 minusul la a doua dispare. Asta înseamnă că avem doar 4 la a doua care e 16. Minus 7 este și aici un caz afirmativ, e mai mare decât 0. Asta înseamnă că mulțimea soluțiilor este formată din cele două valori. Mergem mai departe la 4. Determinați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea A egală cu 1, 2, 3 până la 20, Numărul 2n să fie multiplu de 10. În primul rând, vă reamintesc formula de la probabilități. Probabilitatea este, de fapt, raportul care ne arată nouă câte șanse avem pentru a realiza un eveniment. Și atunci, probabilitatea este raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor posibile. Ce înseamnă favorabile? Cele cerute în problemă, iar posibile sunt toate variantele. De aceea, dacă ne uităm la mulțimea A, observăm că ea conține 20 de elemente. Practic, cardinalul mulțimii A card, înseamnă cardinalul, adică câte elemente are mulțimea A, cardinalul mulțimii A este 20 și atunci ne rezultă că avem 20 de cazuri posibile. Posibile înseamnă toate variantele și ne rămâne să ne dăm seama câte cazuri favorabile avem. Adică câte numere n din această mulțime, atunci când înlocuim în 2n, vor fi multiple de 10. Dacă noi știm că 2n trebuie să fie multiplu de 10, înseamnă că 2 ori un număr trebuie să-mi dea 10, 20 și așa mai departe. Oare cât trebuie să fie n-ul meu? Pe dacă 2n e multiplu de 10, automat ne rezultă că n poate lua valorile. Și ne gândim, dacă aș face 2 ori 1, nu îmi dă multiplu de 10. 2 ori 2, 2 ori 3, 2 ori 4, 2 ori 5. Dacă am 5, înseamnă că 2 ori 5 e 10 și e corect. Mai departe, următoarea variantă va fi automat 10. Practic, dacă 2n e multiplu de 10, înseamnă că n trebuie să fie un multiplu de 5 și trebuie să scoatem aceste numere din mulțime. Așa că avem 5, 10, 15 și 20. Acestea sunt valorile lui N pentru care 2N se împarte la 10 pe scurt. Și atunci rezultă că avem 4 cazuri favorabile. De aceea, probabilitatea va fi 4 supra 20. Putem să simplificăm prin 4 și ne rezultă că probabilitatea este 1 pe 5. În cazul în care, să spunem că prin absurd, obții că probabilitatea este 20 pe 4, acesta trebuie să fie un semnal de alarmă. Niciodată probabilitatea nu are cum să fie o fracție supraunitară, o fracție mai mare decât 1. E absurd să crezi că ai 20 de șanse din 4 să se întâmple ceva. Și atunci, întotdeauna, probabilitatea trebuie să fie o fracție cel mult egală cu 1. Aceasta este o modalitate prin care te poți verifica dacă ai făcut corect. Mergem mai departe la 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A de coordonate minus 8,6 și B de coordonate A4, unde A este un număr real. Determinați numerele reale A pentru care a egal cu OB, unde M este mijlocul segmentului OA. Haideți să aflăm coordonatele punctului M, după care vedem ce mai facem. Dacă noi știm că așa. M este mijlocul. Stați da să scriu mai frumos. Lui OA. Ce ne rezultă de aici? Conform la ceea ce ați învățat în clasa 10 dacă eu am, de exemplu, segmentul AB și un punct M la mijloc, atunci coordonatele lui M reprezintă media aritmetică dintre coordonatele de pe capete. Așa că pot să spun că X-ul lui M, este x-ul lui O plus x-ul lui A pe 2, iar y-ul lui M este y-ul lui O plus y-ul lui A pe 2, pentru că M e la mijlocul lui OA. Acum, înlocuind, avem x-ul lui M egal cu x-ul lui O, evident este 0, plus minus 8 pe 2, plus minus 8 înseamnă minus 8, iar minus 8 pe 2 înseamnă minus 4, iar y M este 0, Y-ul lui A este 6 pe 2 și obținem 6 pe 2, adică 3. Și atunci M are coordonatele minus 4, 3. Și trebuie să aflăm cât este MA. Pentru asta avem formula aceea cu radical. Aceasta este formula pentru distanța dintre două puncte. Și avem x ului A minus x M totul la a doua, plus Y-a minus Y-m totul la a doua. Înlocuind vom obține x-ul lui a este minus 8, x-ul lui m este minus 4 și practic avem minus minus 4, adică plus 4, apoi y-ul lui a este 6, minus y-ul lui m, adică 3. Așa că vom obține minus 8, minus 4, înseamnă minus 4, care minus 4 la a doua, minusul dispare și rămânem doar cu 4 la a doua, adică 16. Apoi 6 minus 3 la 2 înseamnă 3 la 2, adică 9, și în felul acesta obținem radical din 25. Asta înseamnă că mA este 5. Însă noi din enunț știm că mA este egal cu OB, așa că ne rezultă de aici că OB este tot 5. Acum, haideți să-l aflăm pe OB cu aceeași formulă. Avem x lui b minus x-ului o la 2 plus y-ului b minus y-ului o la 2. doua. Înlocuind vom avea x-ului b este a minus 0 la a doua plus 4 minus 0 la a doua. așa că vom obține a minus 0 este a, așa că rămânem cu a la a doua. 4 minus 0 este 4, la a doua înseamnă 16. Așa că obținem radical din a la a doua plus 16 să fie egal cu 5. Acum, dacă ar fi să scriem condiția de existență, a la a doua plus 16 trebuie să fie mai mare egal decât 0 și într-adevăr este mai mare egal decât 0 și 5-ul trebuie să fie mai mare egal decât 0, însă este. Acum, dacă vrem să scăpăm de radical, ridicăm la a doua, în membrul stâng scăpăm de acesta și avem a la a doua plus 16, iar în partea dreaptă avem 5 la a doua, adică 25, asta înseamnă că a la a doua este 25 minus 16 și obținem că a la a doua este 9, de unde rezultă că a este plus sau minus 3. Mare grijă, nu e doar 3, e plus minus 3. Facem verificarea: 3 la a doua plus 16 este mai mare egal decât 0 și minus 3 la a doua pentru că va da cu plus. Plus 16 sigur e mai mare egal decât 0. Asta înseamnă că cele două valori potrivite pentru A sunt minus 3 și 3. Mergem mai departe la 6. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC, dreptunghic în A, cu AB egal 12, BC egal 13 și trebuie să aflăm sinus de B. Haideți să facem un desen. Formula de la sinus, sper că vă reamintiți, este cateta opusă pe ipotenuză. Asta înseamnă că trebuie să vedem care este cateta opusă unghiului B și să aplicăm formula. Acesta este unghiul B, asta înseamnă că cateta opusă unghiului B este AC, ipotenuza este BC. De aceea putem să scriem că sin de B este AC supra BC. Acum noi ce cunoaștem? BC este 13, AB este 12, însă nu știm cateta aceea, așa că haideți să o aflăm cu teorema lui Pitagora, sper că vă reamintiți, suma pătratelor catetelor, adică AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat, asta înseamnă 12 la a doua plus acela la a doua egal cu 13 la a doua, 12 la a doua este 144, plus acela a doua egal cu 169, Asta înseamnă că acela a doua este 169 minus 144, adică 25 și atunci aici nu vom scoate plus minus 5, pentru că AC, fiind distanța dintre două puncte, nu are cum să fie negativă. Și atunci AC-ul este doar 5. În concluzie, sinus unghiului B este AC, adică 5 supra BC, care e 13. Și am terminat subiectul întâi, mergem la subiectul al doilea. Se consideră matricile A și B, arătați că determinantul lui A este 9. Haideți să calculăm determinantul lui A. Înseamnă determinant din 4, 3, 1, 3. Mai întâi, facem înmulțirea pe diagonala principală și avem 4 ori 3, minus, mergem pe diagonala secundară, unde avem 3 ori 1. 4 ori 3 este 12, 12 minus 3 înseamnă 9, exact ce ni se cerea. În cazul în care voi nu vă descurcați atât de bine și scopul vostru este doar să promovați acest examen, din punctul meu de vedere, subiectul al doilea, punctul A de la ambele exerciții, chiar și punctul B și de la subiectul al treilea, la fel măcar A, ar trebui să le faceți, pentru că dacă socotiți, de la subiect, doar de la punctele A Puteți obține obțineți două puncte. Mai faceți ceva pe la exercițiul pe la subiectul întâi și cu siguranță veți obține o notă de trecere. Important este să știți să calculați măcar aceste cerințe care sunt super simple de la punctele A. Lucrând toate testele de antrenament, sunt convinsă că veți, înve veți învăța să le rezolvați. Mergem acum la punctul B. Arătați că A plus B de 1 ori B de minus 1, este egal cu 2B de 0. Haideți să vedem mai întâi cine este B de 1, cine este B de minus 1, cine este B de 0. Avem așa, B de 1 se obține prin înlocuirea lui x cu 1, așa că avem 2 ori 1 plus 1, 1, 1 și 1 plus 1. Asta înseamnă că B de 1 va fi 2 ori 1 este 2, plus 1 e 3, 1, 1, 2. Mai departe, B de minus 1 înseamnă 2 ori minus 1 plus 1 minus 1, 1, minus 1 plus 1, așa că B de minus 1 este, minus 2 plus 1 înseamnă minus 1, minus 1, 1 și minus 1 plus 1 este 0. Acestea sunt cele două matrici, putem să lăsăm pe B de 0 la final, dacă sunteți de acord, astfel încât să ne concentrăm pe înmulțirea dintre cele două. Vă voi arăta un truc, astfel încât înmulțirea să vi se pară super simplă. Aveam mai întâi B de 1, care era 3, 1, 1, 2. Înmulțit cu B de minus 1 care este minus 1, minus 1, 1, 0. Și v-am promis un truc. La înmulțire, întotdeauna avem liniile din prima cu coloanele din a doua și le scriem separat. Avem 3, 1 înmulțit cu minus 1, 1. 3 ori minus 1 este minus 3, 1 ori 1 este 1 și minus 3 plus 1 este minus 2. Am făcut oare prea repede? Vă mai explic încă o dată. Scriu mai întâi linia pe care mă aflu și coloana. Și fac înmulțirea. 3 ori minus 1 este minus 3, 1 ori 1 este 1 și practic am adunare între ele. Minus 3 plus 1 este minus 2. Mai departe mergem la a doua coloană, unde avem minus 1 și 0 și avem 3 ori minus 1 este minus 3, 1 ori 0 este 0 și minus 3 plus 0 este minus 3. Mergem acum la a doua linie, unde avem 1, 2, și înmulțim cu prima coloană. Minus 1 ori 1 este minus 1, 2 ori 1 este 2 și minus 1 plus 2 este 1. Mergem acum la ultima coloană, unde avem minus 1, 0, 1 ori minus 1 este minus 1, 2 ori 0 este 0, așa că rămânem cu minus 1. Sper că vă place această metodă. Acum, haideți să calculăm a plus b de 1 ori b de minus 1. Și avem a este 4, 3, 1, 3 plus înmulțirea de mai sus, adică minus 2, minus 3, 1, minus 1. Și haideți să vedem ce vom obține. Trebuie să adunăm element cu element. Vă ajut, vă explic imediat. Și cele două. <coughs> Și în final, acestea. Ne ocupăm mai întâi de cele două verzi. Avem 4 plus minus 2, adică 4 minus 2, care este automat 2. Voi scrie aici. Apoi 3, cele roșii, 3 plus minus 3, e 3 minus 3, care înseamnă 0. Apoi cele galbene, 1 plus 1 este 2 și mergem la cele albastre, 3 plus minus 1, adică e 3 minus 1, care înseamnă tot 2. Haideți să scriu aici ce am obținut. A plus B de 1 ori B de minus 1 înseamnă 2, 0, 2, 0. De fapt nu era 0, cred că era 2. Exact. Ce observăm este că putem să mai dăm un factor comun și pe 2 și obținem 2 ori 1, 0, 1, 1. Și acum, ideal ar fi ca această matrice să fie chiar B de 0. Haideți să calculăm B de 0. Se obține prin înlocuirea lui x cu 0. Asta înseamnă că vom avea 2 ori 0 plus 1. 0, 1, 0 plus 1 și observăm că obținem 1, 0, 1, 1, exact această matrice. Și atunci am arătat că am obținut 2 ori B de 0, într-adevăr. Mergem la punctul C, determinați numărul real, X, pentru care B de 1 plus B de 2 plus B de 3 plus puncte, 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 plus B de 9 este egal cu 9 ori B de de x. Trebuie să calculăm această sumă, așa că ar trebui să vedem mai întâi cine este bd 1, b de 2 până la b de 9. b de 1, îl scriem aici. Voi înlocui direct, se obține prin înlocuirea lui x cu 1, asta înseamnă că avem 2 ori 1 plus 1, care e 3, avem 1, 1 și 1 plus 1 înseamnă 2. Apoi b de 1, b de 2, îl obținem prin înlocuirea lui x cu 2, așa că avem 2 ori 2 e 4 plus 1, 5, Apoi 2, 1 și 2 plus 1 care e 3. Apoi B de 3 avem 2 ori 3, e 6 plus 1, 7, 3, 1 și 3 plus 1 care e 4. Puncte, puncte, puncte. B de 9 care înseamnă 2 ori 9, 18 plus 1 e 19. Apoi 9, 1 și 9 plus 1 care e 10. Și trebuie să facem suma lor. Vreau la fel să vă ajut, așa că noi știm că trebuie să adunăm element cu element. Apoi, poate în felul acesta vă este mai simplu să mă urmăriți. Și 2, 3, 4, respectiv 10. De aceea obținem, cred că voi scrie aici în partea de jos, B de 1 plus B de 2 plus puncte, 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 plus B de 9, înseamnă, avem mai întâi suma dintre cele albastre, adică 3 plus 5 plus 7 plus puncte, 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 plus 19. Mergem mai departe la cele verzi, unde avem 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, iar se termină pe asta, 1 plus 2 plus 3, plus puncte, 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 plus 9. Apoi cele galbene, 1 plus 1 plus 1 de 9 ori, care înseamnă 9, bineînțeles, și 2 plus 3 plus 4 plus puncte, 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 plus 10. Și vom calcula aceste sume separat. Luăm mai întâi 3 plus 5 plus 7 plus puncte, puncte, plus 19. E clar că sunt 9 termeni, pentru că avem de la P 1 până la P de 9. De aceea, suma pentru termeni care se află practic într-o progresie aritmetică, pentru că observăm că merg din 2 în 2, era SN egal cu A1 plus AN ori N pe 2. Haideți să traducem. Suma este primul număr plus ultimul ori numărul de termeni totul pe 2. Este fix același lucru. Asta înseamnă că această sumă va fi primul număr e 3 plus ultimul e 19 ori numărul de termeni am stabilit că este 9, totul pe 2, și atunci 3 plus 19 este 22, ori 9 pe 2, simplificăm și avem 11 ori 9. Nu facem această înmulțire pentru că observăm că noi trebuie să dăm un nou factor comun din această matrice, așa că putem să lăsăm așa. Mai departe, 1 plus 2 plus 3 cred că era plus puncte, puncte plus 9. La fel avem primul plus ultimul ori numărul de termen, totul pe 2. Așa că obținem 10 ori 9 pe 2, simplificăm și rămânem cu 5 ori 9, apoi 1 plus 1 puncte puncte plus 1 de 9 ori. Adunarea repetată este înmulțirea, asta înseamnă că avem 9 ori 1, și în final 2 plus 3 plus puncte puncte plus 10. Înseamnă 2 plus 10 ori 9, totul pe 2, adică 12 ori 9 pe 2. Simplificăm și rămânem cu 6 ori 9. Asta înseamnă că mai avem nevoie de o foaie, cel puțin. B de 1 plus puncte, puncte, puncte plus B de 9 va fi egal cu, am obținut așa, 9 ori 11, apoi 9 ori 5 apoi 9 ori 1 și în final 9 ori 6. Și observăm că putem să-l dăm un factor comun pe 9, pe lângă 11, 5, 1 și 6. Dar noi știam din enunț că B de 1 plus B de 9 este egal cu 9 ori B de X, cred că era. Da. Iar din astea două, ce ne rezultă? Observăm că 9 ori b de x trebuie să fie egal cu 9 ori 11,516, pentru că le egalăm. primul rând, scăpăm de 9, asta înseamnă că b de x trebuie să fie 11,516, dar b de x era 2x plus 1, x1 și x plus 1. Care trebuie să fie 11, 5, 1, 6 și egalăm element cu element și trebuie să obținem obligatoriu același x. Avem în primul rând 1 egal cu 1, ceea ce este perfect. Mai departe, 2x plus 1 trebuie să fie 11, asta înseamnă că 2x e 10, de unde rezultă că x e 5, așa că și din celelalte relații trebuie să obținem același lucru, x-ul 5. Apoi egalăm aici și observăm că x-ul e tot 5, ceea ce e perfect. Și mai avem ultimul element, x plus 1 egal 6, ceea ce înseamnă că x e 5. În concluzie, soluția este x egal cu 5. Mergem la exercițiul al doilea. Pe mulțimea de numere reale se definește legea de compoziție x cerculeț y egal cu x plus y pe 2 minus x y pe 3. Punctul A. Arătați că 2 compus cu 6 este 0. Să calculăm 2 compus cu 6. În locul lui X scriem 2, în locul lui Y scriem 6. Este extrem de simplu. Încercați să-l faceți. Avem 2 plus 6 pe 2 încă o dată. În locul lui X voi scrie 2, iar în locul lui Y voi scrie 6. Doar atât. Apoi, minus 2 ori 6 pe 3. Și avem 2 plus 6 este 8 pe 2 minus, putem să simplificăm prin 3, rămânem cu 1 și 2, asta înseamnă că avem 2 ori 2 pe 1. Și acum 8 pe 2 înseamnă 8 împărțit la 2, adică 4, iar 2 ori 2 este 4 pe 1, care e tot 4, așa că într-adevăr obținem 0. Mergem mai departe la B. Determinați numărul real X pentru care X compus cu 6 este 6. Să vedem cine este X compus cu 6 în primul rând. În locul x, de fapt avem tot x, iar în locul y avem 6. Așa că obținem x plus 6 pe 2 minus x ori 6 pe 3. Simplificăm. Așa că avem x plus 6 pe 2 minus 2x pe 1. Iar la scădere sau la adunare de fracții obligatoriu avem nevoie de același numitor. Asta înseamnă că amplificăm cu 3 și vom obține cu 2, nu cu 3, pentru că avem nevoie de același numitor. x plus 6 pe 2 minus 2 ori 2x înseamnă 4x pe 2. Și având același numitor, putem să scriem totul pe o fracție, așa că avem x plus 6 minus 4x. Pe 6 nu avem cu cine să-l calculăm, iar x minus 4x este minus 3x. Și noi știam că x compus cu 6 trebuie să fie 6. Asta înseamnă că vom egala această fracție cu 6 și avem 6 minus 3x pe 2 egal cu 6. Linia de fracție înseamnă operația de împărțire. Asta înseamnă că pe 2 îl ducem cu înmulțire și obținem că 6 minus 3x este 6 ori 2, adică 12. Pe acest 6, pentru că ne imaginăm că are un plus, îl ducem cu minus înseamnă că în stânga rămânem cu minus 3x egal cu 12 minus 6, adică 6. Putem să împărțim acum relația la minus 3. Și x-ul va fi 6 împărțit la minus 3, avem minus și 6 împărțit la 3, care e 2. În concluzie, x-ul este 2, este minus 2. Mergem la punctul C, avem m numere întregi, pentru care m compus cu 3m, este mai mare egal decât 2M minus 3. Foarte interesant. Haideți să vedem mai întâi cine este M compus cu 3M. În locul lui X avem M, iar în locul lui Y avem 3M. De aceea obținem M plus 3M totul pe 2 minus M ori 3M totul pe 3. Observăm că obținem M plus 3M înseamnă 4M pe 2 minus 3 se simplifică cu 3 și rămânem cu numitorul 1 care nu mai contează. Asta înseamnă că avem doar m ori m, adică m la a doua. Simplificăm și 4 cu 2 și rămânem în final cu 2m minus m la a doua. Haideți să înlocuim așadar și avem 2m minus m la a doua mai mare egal decât 2m minus 3. Haideți să aducem la o formă un pic mai drăguță, le mutăm practic pe toate în stânga. Și avem așa, 2M minus M la a doua, minus 2M plus 3 mai mare egal decât 0. Observăm că putem să scăpăm de 2M și obținem minus M la a doua plus 3 mai mare egal decât 0. Fiind o inequație de gradul al doilea, putem să o egalăm cu 0 și să facem tabel. Asta înseamnă că minus M la a doua plus 3 egal 0. De aceea, minus m la a doua este minus 3, m la a doua este 3, scăpăm de minus. Și atunci m-ul nostru este plus sau minus radical din 3. Și haideți să facem acel tabel de semn. Avem m, minus m la a doua plus 3 și noi vrem să fie mai mare egal decât 0. Rădăcinile sunt minus radical din 3 și radical din 3. Între rădăcini avem sem contrar lui A. aul fiind coeficientul lui M la a doua este negativ. Asta înseamnă că între rădăcini avem plus și în afara rădăcinilor avem minus. Noi ne dorim să avem mai mare egal decât 0 și observăm că aceasta este porțiunea din tabel. Și am obținut chiar și o față zâmbitoare. Și atunci M-ul nostru se află în intervalul minus radical din 3 radical din 3, Vom folosi parantezele pătrate, adică intervalul închis, pentru că putem să avem mai mare egal decât 0. Nu este mai mare strict decât 0. Însă noi știam din enunț că M este un număr întreg și trebuie să vedem exact care sunt numerele întregi din acest interval. Noi ne putem gândi la faptul că radical din 3 este aproximativ 1,71 și atunci suntem între minus 1,71 și 1,71. Și atunci numerele întregi sunt minus 1, 0 și 1. Nu pot să merg mai sus de 1, adică la 2, pentru că depășesc intervalul. La fel, nu pot să merg mai jos de minus 1, pentru că nu mă mai aflu în intervalul acesta. Mergem mai departe la subiectul al treilea. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R. Unde f de x este? x la 4 -a pe 2 minus 2x la 3 -a plus 3. Punctul A. Arătați că f derivat de x este 2x la 3 pe lângă x minus 3. Haideți să vedem. Avem x la 4 pe 2 minus 2x la 3 plus 3, totul derivat. Având operații de adunare și de scădere, vom deriva fiecare funcție în parte. Doar la mulțire și împărțire sau la fracție avem acele formule speciale. Așa că, noi avem x la 4 pe 2, totul derivat, minus 2x la 3 derivat, plus 3 derivat, 1 pe 2, practic, este o constantă și iese în față, astfel încât noi îl derivăm doar pe x la 4. Prin derivare, noi știm că gradul scade cu 1. Dacă eu am x la n, totul derivat, n-ul cade în față și exponentul devine n-1. Așa că vom avea. 4x la a treia, 4 a căzut în față și gradul a scăzut cu 1, minus, pe 2 îl scot în față, iar x la a treia ca să-l derivez, 3-ul cade în față și gradul scade cu 1 și 3-ul derivat este o constantă, așa că derivată e 0. Observăm că simplificăm 4 cu 2 și rămânem cu 2, apoi avem așa 2x la a treia, 2 ori 3 este 6x la a doua. Dar nu am terminat pentru că noi trebuie să ajungem la forma cerută în problemă, altfel nu, vre nu veți primi punctajul maxim. Așa că dăm factor comun pe 2 și din x la a 3 și x la a 2 putem să-l dăm pe cel cu puterea cea mai mică, adică x la a 2. Bine, fie vorba între noi, vă dați seama și din răspuns că asta trebuie să dați în factor comun. Și acum, din 2 l-am luat pe 2, nu mai am nimic, din x la a 3 am luat x la a 2, asta înseamnă că îmi rămâne un x, apoi din 6 împart la 2, pentru că îl scot în factor comun pe 2 și rămân cu 3. Și din x la 2 l-am scos pe x la 2 și nu îmi mai rămâne nimic. Asta înseamnă că am ajuns exact la forma cerută în problemă. Mergem la punctul B. Calculați limita când x tind la infinit. Din f derivat de x supra x la 2 era la x. Bineînțeles înlocuim. Și avem f derivat de x este 2x la a doua pe lângă x minus 3 supra x la a doua ori la x. Simplificăm. Ce bucurie că am scăpat de el. Și avem limită când x de la infinit din 2 pe lângă x minus 3 supra e la x. Și acum dacă înlocuim x-ul, observăm că sus avem infinit, jos avem era infinit care este tot infinit. Asta înseamnă cazul de nedeterminare infinit pe infinit și rezolvăm imediat cu regulile lui L'Hopital. Ce înseamnă aceste reguli? Practic, când într-o limită obținem 0 pe 0 sau infinit pe infinit, putem să derivăm separat numărătorul și separat numitorul fără să fim nevoiți să aplicăm acea formulă de derivare. Așa că avem limită când x tinde la infinit din 2 pe lângă x minus 3 derivat supra era x derivat. Așa că obținem limită când x tinde la infinit din 2-ul iese în față, este o constantă și derivăm paranteza. x-ul derivat este 1 și 3 derivat este 0 și am scăpat de el. Așa că avem doar 2 ori 1. Iar la numitor e la x este cea mai, drăguță, cea mai drăguță funcție pentru că e la x derivat integrat nu se schimbă, este întotdeauna e la x. Așa că avem limită când x tinde la infinit din 2 supra e la x. Și acum revenim și înlocuim și avem 2 supra e la x, adică e la infinit, care înseamnă 2 supra e la infinit e infinit și gândiți-vă, aveți două bomboane, le împărțiți la un milion, miliard de copii. Ei nu primesc aproape nimic. De aceea, 2 pe infinit este 0 și mergem la punctul C. A fost destul de drăguț până acum. Arătați că f de x este mai mare egal decât minus 21 pe 2, oricare ar fi x un număr real. Dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți că mereu spun: nu există subiectul al treilea fără tabel de monotonie. Nu știi cum se rezolvă. Nici o problemă. Dacă n-ai făcut tabelul de monotonie până acum, e momentul să o faci. Nu știi la ce se folosește. Iarăși, nicio problemă. Vei afla curând. Așa că, haideți să egalăm derivata cu 0. Asta înseamnă că 2x la a doua pe lângă x minus 3 este 0. Un produs este 0 dacă unul dintre factori este 0. Asta înseamnă pe de-o parte că 2x la a doua e 0. Pe de altă parte, paranteza ar putea să fie 0. Din prima, ne rezultă că x la a doua e 0, ceea ce înseamnă că x-ul e 0, iar din a doua îl mutăm pe 3 și obținem că x este 0 plus 3, adică 3. Haideți să facem tabelul, mai bine merg pe următoarea pagină și veți vedea cât de ușor este. Avem x, f derivat de x, f de x, rădăcinile noastre. 0 și 3. Și acum trebuie să studiem semnul. Dacă ne uităm, avem 2x la a doua, care e mai mare decât 0, e pozitiv. Asta înseamnă că nu este influențat semnul. În schimb, dacă ne uităm la x minus 3, avem o funcție de gradul 1 și noi știm că înaintea rădăcinii avem semn contrar lui a, asta înseamnă că înaintea lui 3 avem minus, iar după rădăcină vom avea plus, pentru că avem semnul lui a. Și se observă că funcția este descrescătoare și apoi este o funcție crescătoare. Așa că haideți să scriem ce am obținut. Pe primul interval, pentru x în intervalul minus infinit 3. Observăm că derivata este mai mică egală decât 0 pentru că în acest punct derivata e 0. Așa că derivata e mai mică egală decât 0 oricare ar fi x din minus infinit 3, de unde ne rezultă că funcția este descrescătoare pe minus infinit 3. Mergem acum pe celălalt interval, dacă x aparține intervalului 3 infinit. Observăm că pe acest interval derivata este mai mare egală decât 0. Asta înseamnă că, să scriu oricare ar fi x dintre infinit, asta înseamnă că funcția este crescătoare pe intervalul 3 infinit. Bun, păi și nu m-am legat încă de inegalitate. Cred că e momentul să o facem. Dacă ne uităm în tabel, ce putem să spunem despre punctul acesta despre 3? Uitați-vă cum vin săgețile. O fi un punct de maxim, o fi un punct de minim? Ce părere aveți? Păi dacă ele vin așa, înseamnă că punctul acesta de aici este un punct undeva jos. Asta înseamnă că e un punct de minim. De aceea pot să spun că din toate astea îmi rezultă că f de x este mai mare sau egală decât f de 3, pentru că în 3 este cea mai mică valoare. Și atunci toate valorile funcției f de x vor fi mai mari sau egale decât f de 3, indiferent de valoarea lui x. Acum, haideți să calculăm f de 3. Înlocuim aici nu în derivată și avem 3 la 4 -a pe 2, minus 2 ori 3 la 3 -a plus 3. 3 la 4 -a înseamnă 81 pe 2, Minus 3 la 3 este 27, iar 27 ori 2 este 54. Putem să facem acest calcul și avem 81 pe 2, minus 54 plus 3 este minus 51. Haideți să aducem și la același numitor și avem 81 pe 2, minus 102 pe 2. Asta înseamnă că obținem minus 21 pe 2. Și mergem și înlocuim și observăm că f de x este mai mare egal decât minus 21 pe 2, oricare ar fi x un număr real. Mergem acum la ultimul exercițiu, unde e, aici cred că începe. Se consideră funcția f definită pe r cu valori r, unde f de x este 2x plus 1. Punctul A. Arătați că integrală de la 0 la 2 din f de x de x este 6. Haideți să înlocuim și avem integrală de la 0 la 2 din f de x, adică 2x plus 1 de x. Pentru că avem o sumă, putem să desfacem în două integrale, astfel încât obținem integrală de la 0 la 2 din 2x de x plus integrală de la 0 la 2 din 1 de x. Acum, pe acest 2 putem să-l scoatem în fața integralei, astfel încât rămânem cu integrală de la 2 ori integrală de la 0 la 2 din x de x Putem să transcriem a doua integrală și obținem 2 ori. Dacă prin derivare, noi scădem gradul cu 1. Prin, inter prin integrare creștem gradul cu 1. Asta înseamnă că integrală din x la n va fi x la n plus 1 supra n plus 1. Și atunci vom obține xul acesta este x la 1. Creștem gradul cu 1 și avem x la a doua pe 2, de la 0 la 2 plus integrală din 1 este x de la 0 la 2, bineînțeles. Observăm că putem să simplificăm. Asta înseamnă că avem x la 2 de la 0 la 2 plus x de la 0 la 2. Înlocuind vom avea 2 la 2 minus 0 la 2 plus 2 minus 0. 2 la 2 este 4. 0, bineînțeles, e 0. Așa că avem într-adevăr 6. Mergem la punctul B. Calculați integrală de la 0 la 1 din 1 supra f de x, de x, care înseamnă integrală de la 0 la 1 din 1 supra 2x plus 1 de x. Dacă ar fi să integrăm direct, avem o mică problemă. Formula de la integrare este 1 pe x plus a. Asta înseamnă că avem două variante. Fie dăm factor comun forțat un 1 pe 2 jos și vedem ce ne iese, fie dacă nu încercăm să facem o schimbare de variabilă, astfel încât să obținem poate ceva mai drăguț. Haideți să vedem. Dacă am nota numitorul cu un T și derivând, vom avea 2x plus 1 derivat de x este egal cu t derivat de t. 2x derivat e 2, 1 derivat e 0 și am scăpat de el. Și t derivat e 1 de t. Și observăm că noi la numărător avem doar 1 de x. Asta înseamnă că ar trebui să aflăm cât este 1 de x, să-l ducem practic pe 2 cu împărțire. Și atunci de x va fi 1 pe 2 de t. Însă, ce este foarte important, la integralele definite trebuie să schimbăm și intervalul în care lucrăm. Așa că avem, dacă x este 0, atunci t-ul înlocuind aici va fi 2 ori 0 plus 1, adică 1. Și dacă x este 1, t-ul nostru va fi 2 ori 1 plus 1, care înseamnă 3. Asta înseamnă că integrala noastră devine, stați să vă explic, când x-ul era 0, t-ul mi-a dat 1, când x-ul era 1, t-ul mi-a dat 3. Așa că avem integrală de data aceasta de la 1 la 3, din dx am aflat că este 1 pe 2 de t, și la numitor avem acel t. 1 pe 2 este o constantă și îl scoatem în față și avem 1 pe 2 integrală de la 1 la 3 din 1 pe t de t. Iar integrala din 1 pe t, din fericire, este formula directă, este formula cu logaritm. Avem logaritm natural din modul de t de la 1 la 3, așa că obținem 1 pe 2 pe lângă logaritm natural din modul de 3 care e 3 minus logaritm natural din 1. Din fericire, acesta este 0 și am scăpat de el așa că rămânem cu 1 pe 2 logaritm natural din 3. Și mai avem doar punctul C. Determinați A din intervalul 0,2 pentru care integrală de la minus A la A din 1 pe x pătrat plus 2 f de x plus 2 de x este 2 pe 3. Haideți să înlocuim și să vedem ce obținem la numitor. Avem integrală de la minus A la A din 1 supra x la a doua plus 2 ori f de x înseamnă că avem 2 pe lângă 2x plus 1, pentru că acesta este f-ul meu de x plus 2. Desfacem acea paranteză și avem integrală de la minus a la a, din 1 supra, x la a doua plus 4x, în mod normal am avea plus 2 și cu acest 2 va fi plus 4. Hmm, și am obținut ceva foarte interesant, seamănă cu o formulă de calcul. Așa că putem să strângem în integrală de la minus a la a din 1 supra. Observăm că avem ceva de tipul a la a doua plus 2ab plus b la a doua, care înseamnă exact a plus b totul la a doua. Dacă ne uităm la b-ul nostru la a doua, putem să observăm că acesta este 2 la a doua. Asta înseamnă că putem să strângem în x plus 2 totul la a doua. Și acum nu putem să integrăm direct pentru că nu avem o funcție elementară, așa că vă propun să-l notăm pe x plus 2 cu t. Derivând, avem x plus 2 derivat de x, este t derivat de t. Din fericire și în stânga și în dreapta obținem 1, pentru că x derivat e 1, 2 derivat e 0. Trebuie doar să mai schimbăm intervalul în care lucrăm. Dacă x este minus a, atunci t-ul este minus a plus 2. Înlocuim aici și dacă x este a, atunci t-ul este a plus 2. Astfel încât integrala noastră devine, de data aceasta, integrală de la minus a plus 2 la a plus 2, din 1 pe t pătrat de t, dar cum îl putem scrie pe 1 pe t pătrat ca o putere? Spre exemplu, putem să-l scriem ca t la minus 2, și integrală din t la minus 2, așa cum am spus, gradul crește cu 1. Asta înseamnă că am t la minus 2 plus 1, supra minus 2 plus 1 de la minus a plus 2 la a plus 2. Și ce înseamnă oare t la minus 2 plus 1? Înseamnă t la minus 1, supra minus 1 de la minus a plus 2 la a plus 2. Și întrebarea este ce înseamnă t la minus 1? <l> înseamnă 1 pe t. Întotdeauna minusul de la exponent ne arată nou că avem o fracție de tipul, de exemplu, a la minus m înseamnă 1 pe a la m. Acel minus de la exponent înseamnă inversul numărului, dacă vreți. Așa că obținem în final minus 1 pe t de la minus a plus 2 la a plus 2 și atunci, haideți să vedem ce obținem în final. Avem o dată minus 1 supra a plus 2, pentru că îl înlocuim pe t cu a plus 2, minus minus 1 supra minus a plus 2. Haideți să aducem la o formă mult mai drăguță, că, pentru că sunt prea mulți de minus pe aici. Așa că avem minus 1 supra a plus 2, apoi minus cu minus este de fapt plus, 1 supra 2 minus a, ca să arate mai, de, mai drăguț. Minus a plus 2 este de fapt 2 minus a. Haideți să aducem la același numitor, însă, pentru a fi mai ușor, adunarea fiind comutativă, ne putem imagina că și aici avem 2 plus A în loc de A plus 2. Și amplificăm pe prima cu 2 minus A, pe a doua cu 2 plus A, numitorul comun fiind 2 plus A pe lângă 2 minus A. Iar la numărător avem o dată minus 1 ori 2 minus A plus 1 ori 2 plus A. Haideți să desfacem parantezele. La numitor observăm că obținem o formulă de calcul de tipul a plus b pe lângă a minus b și știm că este a la a doua minus b la a doua. Așa că vom avea 2 la a doua, adică 4, minus a la a doua. Mergem în partea de sus. Avem minus 1 ori 2 este minus 2. Minus 1 ori minus a este plus a. Plus 2 plus a. Scăpăm de 2 și atunci obținem 2a supra 4 minus a pătrat și știam din enunț că trebuie să fie 2 pe 3. Așa că 2a supra 4 minus a pătrat este 2 pe 3. Am obținut o proporție, înmulțim pe diagonală și atunci obținem 2a ori 3 egal cu 2 pe lângă 4 minus a pătrat. Observăm că putem să împărțim la 2 relația și atunci în stânga rămânem cu 3a, iar în partea dreaptă cu 4 minus a pătrat trecem totul într-o parte și am obținut o ecuație de gradul al doilea avem așa, 3a, pe 4 îl trecem cu minus, pe a pătrat cu plus și atunci obținem a pătrat plus 3a minus 4, care trebuie să fie 0. Haideți să calculăm delta. Avea formula b la a doua minus 4ac. Asta înseamnă că delta este 3 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 4. Și avem 9 minus cu minus va fi plus, 4 ori 1 ori 4 este 16, obținem că delta este 25. Asta înseamnă că radical din delta va fi 5 și atunci A1 respectiv A2 vor fi minus B, adică minus 3, plus radical din delta, adică 5 pe 2a care înseamnă 2, și obținem minus 3 plus 5 este 2 pe 2 care e 1, și minus 3 minus 5 pe 2 și avem minus 8 pe 2 care înseamnă minus 4. Dar cred că A-ul, da, trebuia să fie în intervalul 0,2 și atunci din astea două ne rezultă că singura valoare potrivită este A egal cu 1. Sper că v-a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!